Europa și pericolul DAC. Puțin îmi pasă că voi fi catalogat dus cu pluta. Puțin îmi pasă că unii vor spune că fabulez. Puțin îmi pasă că se vor găsi, mai știu, câți progresiști care se susțină că ideile mele sunt ceaușiste. Puțin îmi pasă că vor spune mulți că îmbrățișez teorii ale conspirației aberant. Puțin îmi pasă că voi deranja anumite cercuri ale puterii, printre care și ale serviciilor, care ar trebui să se ocupe de exact ceea ce voi spune eu aici și nu de lenjeria intimă a elevilor de liceu. Mie îmi pasă de ceea ce se întâmplă în țara mea, așa cum am învățat despre ea de-a lungul timpului, cu bune, cu rele, cu fapte de care sunt mândru și fapte care aș fi vrut să nu se întâmple, cu istoria ei, mai eroică și mai rușinoasă, cu eroi, domnitorii, scriitorii, savanții, artiștii ei, unii mai talentați, alții mai învățați, alții mai puțin, unii mai virtuoși, alții mai păcătoși. Toți acești oameni, toate aceste evenimente formează la un loc moștenirea poporului căruia îi spunem român, chiar dacă mulți nu sunt de acord. Din vari motive, toate aceste evenimente care s-au petrecut în această zonă geografică, care îi spunem România și pe lângă actualele granițe, toate pietrele, praful, aerul, solul și subsolul, cu dovezile arheologice, cu aurul, petrolul, gazele, cetățile acoperite de pământ, scrierile, muzica, operele compuse pe acest pământ, au format și formează ceea ce astăzi încă numim România. Toate acestea însă vin din vechime. O vechime pe care unii nu vor să o recunoască, unii nu vor să o accepte, unii nu vor să o scoată la suprafață, unii nu vor să o lase să se exprime, alții vor să o îngroape sau să o distrugă, pentru că reprezintă un pericol. Un pericol la adresa unei Europe care, sub masca civilizației și progresului, a unei democrații impuse de o elită financiară străină, de chiar interesele țărilor care o compun, un pericol la adresa unor interese meschine de dominație, subjugare și acaparare, de sfințare a identităților naționale, nu face altceva decât să dezbine ca să poată stăpâni. Suntem învățați, îndreptați, convinși, dirijați, împinși, aruncați, îngrădiți, forțați către o Europa comună a tuturor. Unii spun Statele Unite ale Europei, adică un fel de federație formată din state care își pierd identitatea, își pierd tradițiile, își pierd obiceiurile, își pierd conștiința de neam, își pierd istoria, își pierd resursele pe care le pun la dispoziția unor conducători ascunși sub masca democrației, care practic urmăresc nu progresul, ci distrugerea identității Europei. Nu pare nimănui ciudat că la nivel de stat suntem sfătuiți să ne regionalizăm, să ne autonomizăm, să ne fărâmițăm ca să putem supraviețui ca unică șansă de dezvoltare și conducere pentru descentralizarea conducerii greoaie actuale, dar la nivel european suntem strânși ca oile în țarc, îndemnați să facem toți cum comandă baciul de la Bruxelles sau mai știu eu de unde. Ni se impun legi de uniformizare care se aplică însă diferit, deși sunt aceleași, căci acolo unde e nevoie, ele pot fi interpretate în culoarea locală, doar ca să mulțumească interesele celor care le impun. Nu vede nimeni că se umblă cu două măsuri, una de fărâmițare la nivel statal, alta de ancluzare la nivel european. Care din politici e bună? Cea segregaționistă sau cea unionistă? De ce nu se aplică una din ele? Inamicul numărul unu a celor care ce fac această politică ciudată, a celor care o aplică și a celor ce o susțin, este istoria. Acea istorie despre care vorbeam mai sus. Acea istorie care ne arată cine suntem, de unde venim,
care ne sunt rădăcinile, care ne sunt valorile, care ne sunt drepturile și bogățiile, drumul și direcția. Ei, europenizații, vor să construiască o altă istorie care să înceapă cu ei. Tot ceea ce a fost până acum trebuie uitat. Istoria, lumea, civilizația, umanitatea, universul începe cu ei. Ei fac legile. Ce a fost până acum nu a existat. Trebuie șters din memoria omenirii. Președintele țării ne spune că trebuie să ne cedăm suveranitatea, că trebuie să ne gândim la interesele Europei. Premierul României ne spune că istoria României a început la 1918, ștergând din câteva cuvinte istoria neamului românesc, indiferent când și-a căpătat acest nume. Dar oare istoria românilor, a celor care ne numim așa, indiferent în ce țară trăim, a început doar la 1918. Unii spuneau până acum 24 de ani că istoria României ar fi început la 23 august 1944. Dar și ei acceptau totuși că trăim aici de 2000 de ani. Nici ei nu au vrut să ne rupă de rădăcinile istorice. Doar au cosmetizat ultima parte a istoriei ca să le dea lor bine la imagine. Astăzi însă trăim vremuri mult mai vitrege. Astăzi, toată lumea bună vrea să uităm cine am fost, cine suntem și ce reprezentăm ca popor. Astăzi suntem împinși spre o globalizare nu numai economică și financiară, ci și istorică, spirituală, de identitate. Astăzi, în România a devenit periculos să rostești cuvântul DAC, Dacia. Doar ca mașină mai este admis pe aici pe acolo, dar va dispărea și asta. Vom vorbi de Renault, Sandero, Duster, Duster, Logan, toate nume românești pur sânge, toate legate de istoria Daciei. Astăzi, în România, la școală, nu se mai învață despre daci, decât că au fost conduși de unul cu apucături suicidale, iar apoi am fost preluați și prelucrați de un popor luminat, așa cum suntem prelucrați acum, preluați acum și am făcut parte dintr-un imperiu, cum vom face parte și acum. Nu li se spune însă copiilor că conducătorii acestor imperii și atunci și acum au urmărit nu să civilizeze și să ne facă viața mai bună, ci să ne exploateze minele și bogățiile. Culmea culmilor, aceleași mine de aur și atunci și acum. Spre norocul nostru, atunci, Marele Imperiu a cucerit doar cam 20% din teritoriul vechii dacii, celălalt fiind păstrat de dacii liberi, care au avut grijă să îi facă plecați până la urmă pe mari civilizatori. Spre ghinionul nostru, acum, nu mai există Dacia liberă. Actualii conducători, în fața pericolului care celor ce ne doresc pământul, nu au scos sabia. Au plecat doar capul pe principiul românesc, dar nu strămoșesc, capul plecat, sabia nu-l taie. Astăzi cuvântul DAC nu mai este rostit oficial. În toată istoria celor 24 de ani de eliberare nu am auzit niciun președinte, niciun premier, niciun senator rostind acest cuvânt într-o cuvântare oficială sau neoficială. Dacia nu mai există pentru noua conducere supusă noului imperiu. Istoria nu mai există și nimeni nu vrea să ne învețe din ea. Nimeni nu vrea să vadă că niciun imperiu nu a rămas în picioare. Toate au căzut, din toate s-a ales praful. Au rămas în picioare de fiecare dată țările, statele, popoarele care le formau. A căzut Imperiul Roman de răsărit sau opus. A căzut Imperiul lui Napoleon. A căzut Imperiul Comunist și vor cădea toate unul după altul. Dar după ei nu interesează. Ei trăiesc momentul, ei clădesc viitorul, un viitor de hârtie, ca și banii cu care îl tencuiesc. Astăzi, tot ce este legat de Dacia și de cuvântul DAC trebuie să dispară din istoria, conștiința și evidențele celor care trăiesc pe pământul care se pare că a fost leagănul civilizației europene. Omorârea părinților este un obicei european. Să nu ne amăgim crezând că avem exclusivitate. Cetățile dacice care au fost descoperite până în prezent au fost lăsate în paragină. S-a așezat praful peste el.
Unele au fost prădate, hărțile cu așezarea lor au fost predate jefuitorilor ca să scoată din ele brățări de valoare inestimabilă. Locurile care amintesc de regatul dac au fost predate la cheie străinilor spre cercetare. Sarmi se getuza rușilor și englezilor, Bucegii și Buzăul Israelului, Roșia Montană, canadienilor și americanilor. Se spune și nu văd de ce nu aș crede, văzând ce se întâmplă cu istoria, că țara va fi împărțită în așa fel încât Moldova să le vină evreilor, Transilvania ungurilor, Oltenia țiganilor din toată Europa, nu numai din România, iar România se va numi vechiul regat, adică Bucureștiul, câteva județe limitrofe. Cred că ieșirea la Marea Neagră nu va mai face parte, nici a parte din noua Românie, dar asta încă nu o știu cei care au bătut palma, va fi o surpriză și pentru ei. Unde se vor mai duce ei în weekend, dacă Valea Prahovei nu va mai cuprinde stațiunile montane, iar Marea Neagră va fi într-o regiune autonomă, independentă economic, financiar și politic? Astăzi se continuă îngroparea istoriei dacilor. Îngropare începută imediat după prăbușirea Imperiului Roman, când toate cărțile scrise despre Dacia au cam dispărut. Iată o scurtă enumerare. Din scrierile lui Flavius Arianus, care a scris materiale istorice, militare și filozofice, s-au pierdut exact cele care descriau războaiele dacice. Din istoria romană a lui Apianus, scrisă în limba greacă, în 24 de cărți, ultimele două, tratând războaiele lui Traian în Dacia și Arabia, s-au pierdut. Demetrios din Calatis, Mangalia, a scris o geografie în 20 de cărți, la sfârșitul secolului al III-lea, înaintea erei noastre, fiind apreciată la vremea ei ca foarte serioasă. Aceasta însă a dispărut. Un autor târziu, Orosius, a tratat în istoriile sale și luptele lui Fuscus, generalului Domitian, cu Duras Diurpaneus și dezastrele romanilor în Dacia, însă acea parte a fost pierdută. Din istoria romană, 80 de cărți în limba greacă a lui Cassius Dio, s-au pierdut numai cele care tratează războaiele lui Domitian și Traian. Nici chiar scrierile lui Traian despre daci nu s-au păstrat. Astfel, Getica medicului său Criton au dispărut. Profesorul Augustin Deac constată că peste 220 de opere antice de mari dimensiuni care consemnau fapte, evenimente și referiri la limba poporului getodac s-au pierdut ori au fost socotite pierdute. În ziua de azi, distrugerile continuă. Arhivele sunt date pe mâna străinilor. Pământurile Transilvaniei sunt redate celor ce le-au obținut prin furt de la locuitorii vechi dacii, care prezintă documente de proprietate făcute sau falsificate de guverne străine. Sarmi Segetuza este scanată de BBC la milimetru. Rezultatele însă nu sunt prezentate autorităților române. Bucegii sunt răvășiți de americani și evrei, ca de elicoptere care cercetează misterele bucezilor în căutarea spiritualității dace și dezlegării enigmelor omenirii, dar statul român este orb și surd. Nu cere, nu dă explicații. Munții Buzăului, altă zonă încărcată de istorie și spiritualitate ancestrală, sunt redați unui moștenitor al lui Preda Buzescu, moștenitor care de fapt și-a vândut dreptul de moștenire unor străini. De ce nu moștenitorilor lui Bastus? Pentru că au dispărut toate cărțile și înscrisurile despre daci? Nu cumva acesta este scopul pierderii atâtor documente și dovezi ale civilizației dace, și anume de a ascunde și a nega drepturile locuitorilor acestui pământ? Nu cumva această uitare a istoriei dacilor continuă acest proces de trădare și distrugere a istoriei și continuă în mod intenționat pentru a da acest pământ altora? Și atunci, constatând toate aceste coincidențe, nu
este așa, că ești paranoic dacă tragi concluzia că s-a urmărit și se urmărește în continuare îngroparea Daciei și a dacilor? De ce nu mai vorbește nimeni astăzi despre Daci? Conferințele și prezentările despre dacologie sunt păstrate în besnă, tratate cu superficialitate. Cei care se ocupă de așa ceva sunt marginalizați, ridiculizați. Istoricii, cercetătorii, arheologii sunt îndreptați către alte perioade. Cei care mai caută prin istorie urmele dacilor sunt persiflați. Pasionații și iubitorii de neam sunt taxați drept nebuni sau exaltați. Teoriile lor sunt fantasmagorice. Nu ai voie să spui, să constați sau să susții că poporul dac a existat. Sau că limba română este de fapt limba dacilor și nu a romanilor. Că ești imediat taxat drept naționalist comunist. Dacii au devenit sau continuă să fie un pericol pentru Europa și adepții europenizării. Nu numai pentru că arată Europei cui datorează începuturile sale, ci și pentru că arată înainte de toate că un popor poate supraviețui în granițele sale mii de ani fără să aibă nevoie de legile altora, fără să fie sprijinită prin spoliere și exploatare. Din cauza asta ni se îngroapă și vinde istoria. Istoria dacilor a fost și este călcată în picioare și distrusă intenționat, iar românii care participă la acest proces sunt trădători de neam. Cred că cea mai mare lovitură pe care românii ar putea o da acestei europenizări forțate ar fi să schimbe numele României în Dacia. Atunci nu va mai putea spune nimeni că istoria românilor a început în 1918. Paul Duță, senior scientific researcher la Romanian Diplomatic Institute.